Aici avem Ganoderma lecidum, o ciupercă medicinală care este folosită în China și în Japonia pentru ceai. Are proprietăți anticancerigene și îmbunătățește sistemul imunitar și multe alte beneficii. Cam așa ceva arată, este un alb de desubt și un roșu cu portocaliu și galben spre margine. Crește din pământ, este lemnoasă, se mai numește în popular lingurița zânei și se folosește, se recoltează, se usucă și se macină și se folosește o linguriță pe zi la ceai. Se face ceai din ea. Asta este trecută, din păcate. Foarte sănătoasă.